astăzi este ziua în care toți cetățenii Republicii Moldova își exercită dreptul la vot, însă se pare că nici aceasta nu va trece fără incidente. Ne aflăm în intrarea la Varnița, ieșirea spre orașul Bender, acolo unde intrarea în oraș, unde sunt aplasate 4 secții de vot pentru Transnistrean, au fost blocate de mai mulți combatanți. Aceștia susțin că au blocat traseul pentru a nu permite transportului organizat să transporte alegători pentru că alegerile să fie fraudate. Puteți urmări cum mașinile trec cu mare greu, aici sunt formate ambuteiaje. Din câte ați văzut din imaginele difuzate anterior pe postul nostru de televiziune, unele mașini nu au fost deloc lăsate să treacă, întrucât nu au trecut controlul făcut de veteran. Și asta pentru că aveau mai multe persoane în mașină sau pentru că aveau deja, cum spun veteranii, ștampila votat în pașaport. La mijlocul drumului se află mașina lui Igor Grosu, deputat PAS, care susține că susține acest protest organizat, pentru că, zice el, a asistat cum aproape 300 de microbuze au dorit să treacă în cealaltă parte a Nistrului pentru ca alegătorii din Transnistria să poată vota la Varnița. Aici, practic, la fiecare 10 minute au loc altercații între persoane, între votanții din stânga Nistrului și combatanți. Și asta deoarece veteranii nu-i lasă să treacă. Am vorbit cu o persoană care ne-a zis că a discutat cu mai mulți alegători care i-au confirmat că sunt plătiți cu câte 400-500 de lei ca să voteze la Varnița anume. Poliția este aici și deși încearcă cumva să mențină ordinea publică, totuși este de părerea că toate microbuzele care vin sunt de rută și că trebuie lăsate să treacă spre Varnița. În pofida ploii, oamenii rămân aici. Iată că se apropie un taxi, acesta cel mai probabil va fi lăsat să treacă. Deși aproape fiecare persoană este întrebată de veterani cu ce scop se deplasează spre Varnița și de unde vine. Cam acestea au fost informațiile. Cu mai multe detalii revenim pe site-ul tv.md și pe postul nostru de televiziune pe parcursul zilei. Beneficiare. La fel, aș menționa că dreptul la vot prin intermediul urnei mobile va fi asigurat și pentru 128 de alegători din cadrul a două centre de plasament pentru persoanele vârstnice și persoane cu dizabilități de la Cucieri. Alt subiect pe care vreau să-l comunic ține de incidentul produs în primele ore ale dimineții în localitatea Varnița, raionul Anenii Noi, unde a avut loc o altercație cu implicare unor persoane din rândul localnicilor și a forței veteranilor, care au încercat să pericleteze desfășurarea procesului electoral, iar provocările au generat blocarea accesului spre o secție de votare. A fost necesară intervenția colaboratorilor organelor de drept pentru a asigura exercitarea dreptului la vot pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. Comisia întreprinde măsuri în limita competenței sale de a asigura tuturor cetățenilor Republicii Moldova dreptul la vot, inclusiv celor ce au domiciliul înregistrat în localitățile aflate în afara controlului suveran al autorităților Republicii Moldova. În acest context, atenționăm că orice acțiune de îngrădire a libertăților și a drepturilor altor persoane este contrară legislației Republicii Moldova, iar obstrucționarea dreptului la vot poate fi sancționată contravențional și penal. Conform prevederilor codului electoral și a hotărârii CEC numărul 4301 din 26 septembrie 2020, prin care a fost decisă organizarea secțiilor de votare pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile de stânga Nistrului, este executorie pentru organele electorale inferioare, pentru autoritățile publice, întreprinderi, instituții și organizații,
pentru persoanele cu funcții de răspundere, partide, alte organizații social-politice și organele acestora, precum și pentru toți cetățenii. Tensiunea la o secție de votare deschisă pentru alegătorii din stânga Nistrului chiar de la prima oră de la deschidere. Un grup de localnici s-au luat la harță și chiar s-au îmbrâncit cu cei veniți din stânga Nistrului, iar un bărbat de la Varneța a fost stropit cu spray lacrimogen. La fața locului au intervenit polițiștii. Bărbatul a fost reținut, identificat și la moment este documentat de către polițiști. Cazul s-ar fi produs în apropierea secției de votare de la liceul din localitate. Precizăm că la secțiile de votare din Varneța s-au format cozi încă până la deschiderea secțiilor de votare. Poliția lua și-l închidea, ce înseamnă asta? Poliția lua și-l măsurile. Luați măsuri că luați cu gază. Ușeți-l dișe. Băi, stricați. Задержите человека! Задержите человека! Cum ai trecut hotarul cu balonașul de gaz? Unde-i vama? Cum ai trecut, domnule, cu balonașul? Cum ai trecut cu balonașul de gaz? Legea, cum e? Nu știu, eu m-am reprezentat. Nu, mă faci politică. Mă tare faci politică aici, nu, ne trebuie. De ce sunteți? Mă tare faci politică. Mă tare, ia citește, citește și scrieți aici. Mă tare, citește și scrieți aici. Mă tare, citește și scrieți aici. Aici scrieți în limba voastră, limba voastră. Aici scrieți în limba voastră, ca să înțelegi ce scrieți aici. Nu, nu ne trebuie pandemia dumneavoastră în Varința. Pandemie pe tot globul. Nu mai este, dar în sat nu e atâta pandemie. Nu. Dar dumneavoastră ați început primul. Dumneavoastră? Nu, nu eu primul. Cu mâinile, cu împingeri, ei s-au început. Și eu rup telefonul, nu. După asta... Balonchic z gasem pustil этому одному человеку, другому, другого ударил. Потому что на меня напали, я никого не ударял. Все снято на видео, женщина. Все снято на видео. Сейчас полиция будет разбираться. Все снято на видео. Вот посмотрите на этих идиотов. Republica Moldova își alege astăzi președintele rând pe rând, candidații la prezidențiale și-au exercitat dreptul la vot. Aceștia spun că au votat pentru independență, ordine în țară, scoaterea din izolare a Republicii Moldova, dar și pentru un președinte care să garanteze suveranitatea. Am votat pentru unirea cu România și împotriva confiscării Republicii Moldova de către cei de la Kremlin. Prin manipulare, prin minciună, prin rețele de spionaj și prin neparticiparea noastră la vot. Astăzi, de la ora 7 dimineața până la ora 9 seara, puterea aparține doar cetățenilor. Am votat pentru ordine în țară, pentru dreptate, pentru bunăstare. Am votat pentru un stat care să lucreze pentru oameni, să ajute oamenii. Am votat pentru un stat care să creeze oportunități de angajare la locuri de muncă bine plătite, aici, acasă, pentru un stat care să îmbunătățească condițiile de viață în toate localitățile Republicii Moldova. Am votat pentru ceea ce cred întotdeauna, pentru un viitor alături de România, alături de aliații nord-atlantice, pentru un stat prosper, sigur și bazat pe bunăstare. Este ceea în ce am crezut noi întotdeauna și ceea pentru care vom lupta. Am votat pentru un președinte care să reprezinte poporul Republicii Moldova, atât în țară cât și peste hotare. Am votat pentru scoaterea din izolare a Republicii Moldova. Am votat pentru un președinte care să garanteze suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Foarte mari, mari așteptări, pentru că prea multe șanse am ratat pentru Republica Moldova, prea multe oportunități frumoase pe care ne le-a oferit soarta. Iată de ce, eu zic că astăzi este o zi foarte, foarte importantă pentru toți noi. Votat pentru viitorul Republicii Moldova, pentru o Moldovă prosperă, pentru o Moldovă dezvoltată, cu o economie avansată, cu infrastructură modernă. Am votat pentru copiii și nepoții noștri, ca să aibă un trai decent aici, în Republica Moldova.
Am votat pentru pensii și salarii și un trai decent pentru părinții și bunei noștri care merită. Astăzi, alături de fiica mea, alături de părinții mei, am votat pentru o viață mai bună. Am votat pentru ca statul să aibă grijă de toți cetățenii, și de pensionari, și de copii. Am votat astăzi ca cei care se află în diasporă să nu-și mai sărute copiii prin Skype, dar să fie acasă alături de copiii lor pentru a îmbrățișa. Astăzi am votat ca de obicei pentru un țară, un stat, o Moldovă puternică, stabilă. Am votat pentru dezvoltare economică, pentru păstrarea stabilității politice în Republica Moldova. Am votat pentru echilibru în relațiile cu prietenii, cu partenerii noștri externi. Alături de cetățenii cu drept de vot din țară și diaspora, la secțiile de votare au venit să-și exprime dreptul la vot și demnitarii statului. Printre cei mai matinali a fost premierul Ion Chicu. În prima parte a zilei nu au întârziat să voteze pentru președintele țării, primarul capitalei Ion Ceban și șefa parlamentului Zinaida Greceanei. Printre primii demnitari care a venit să voteze pentru președintele țării a fost premierul Ion Chicu, însoțit de soție. Acesta a îndemnat oamenii să participe activ la vot, spunând că fiecare cetățean este responsabil de soarta țării. Este un exercițiu extraordinar de responsabil pentru Republica Moldova. Este important ca noi toți cetățenii Republicii Moldova să trecem cu succes acest exercițiu, să ne alegem șeful statului. Republica Moldova cu siguranță are viitor, este necesar doar de muncit mult, de crezut în aceasta. În mâinile fiecăruia dintre noi este acum soarta țării, a fiecăruia în parte și este necesar de făcut o decizie corectă astăzi. De dimineață și edilul capitalei Ion Ceban a venit împreună cu soția la secția de votare pentru a alege un viitor mai bun, menționând că dezvoltarea țării și cursul pe care îl va avea țara depinde de opțiunea fiecărui cetățean. În acest context vreau să menționez că de noi astăzi depinde cum se va dezvolta țara, ce urmează în următorii ani. Eu pledez pentru stabilitate, eu pledez pentru consolidarea eforturilor pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Eu cred și știu că putem să fim uniți pentru Republica Moldova. Și președinta Parlamentului Republicii Moldova, lidera PSRM, Zinaida Greceanu, i-a mers la secția de votare împreună cu soțul său. Întrebată de jurnaliști pentru cine a votat, aceasta a spus că își dorește liniște și pace și un președinte care să se mândrească cu propriul popor. Să fie liniște și pace în țară, pentru un președinte care să se mândrească cu propriul popor, care să aibă grijă de propria țară și să știe să-i unească pe toți împreună așa la grămăgioară. Astăzi, peste 3 milioane de alegători sunt așteptați la urne pentru a alege președintele țării. Lupta pentru fotoliul de președinte se dă între 8 candidați. Dacă în primul tur al alegerilor prezidențiale niciun candidat nu va acumula mai mult de 50% din sufragii, CEC va organiza peste 2 săptămâni turul 2. Atunci, cetățenii vor putea vota unul dintre cei 2 candidați care vor acumula cele mai multe voturi. În turul 2, scrutinul va fi declarat valabil, indiferent de numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne. Până în prezent, poliția a documentat 15 cazuri, sau în atenția poliției au nimerit 15 cazuri de diferite încălcări care s-au produs începând cu orele 7:00 până la orele 11:00. Aici aș vrea să menționez că am avut 5 cazuri înregistrate cu intenții de blocare a traseilor spre secțiile de votare, în special deci sunt reflectate situațiile din Florești, Dubăsari, Rezina, Bender. Totodată am avut un caz care la moment este pornit procesul penal privind acțiunile unei persoane care a intrat în conflict cu alt grup de cetățeni și respectiv a aplicat gazele lacrimogene, deci țin să menționez că în acest sens poliția examinează cazul prin prisma procesului penal. Poliția a înregistrat un caz de blocare respectiv și la secția de votare din Bender, urmarea discuției, dialogul care a avut poliția deci cu persoanele care manifestă, lucrurile au fost soluționate. Însă la moment situația rămâne în continuare una încordată în acea zonă.
Alegeri cu abateri despre primele încălcări care s-au înregistrat la primele ore în procesul de votare a relatat șeful Inspectoratului General al Poliției, Marin Maxian. Până în prezent au fost documentate 15 cazuri, printre ele se numără blocarea traseelor, împroșcarea cu gaze lacrimogene, fotografierea buletinelor de identitate, transportarea ilegală a alegătorilor și agitația electorală. Aș vrea să-mi arăt îngrijorarea cu privire la multiplele informații care parvin de la observatorii noștri din echipele mobile și observatorii statici care monitorizează procesul electoral în secțiile de votare pentru regiunea Transnistriană, votează alegătorii din regiunea Transnistriană, cu referire la multiple cazuri în care vin automobile mici cu alegători din regiune. În primele două ore ale dimineții, mai exact între orele 7 și 9 dimineața, observatorii Promolex au raportat peste 60 de încălcări în timpul procesului electoral. Doar jumătate dintre ele au fost analizate. Dintre acestea, într-un caz din Comrat, observatorul nu a fost lăsat să intre în secția de vot. În alte 6 cazuri au fost depistate materiale promoționale amplasate la mai puțin de 100 de metri de secții, lucru interzis de legislație. Alte 5 abateri se referă la sigilarea incorrectă a urnelor de vot. Avem o primă situație în care a fost restricționat accesul unei persoane care avea semne caracteristice COVID-19. Situația s-a întâmplat la secția de votare 245 Bălți. La orele 8:35 o alegătoare în vârstă de 60 de ani aproximativ avea temperatură peste medie și nu i s-a permis accesul în secție. Deși femeii i s-a explicat că poate solicita urna mobilă acasă, aceasta a renunțat total la procesul de vot. Observatorii Promolex au raportat și un caz ce poate fi interpretat ca transportare organizată a alegătorilor. S-a întâmplat într-o secție din raionul Cahul. La ora 8:40, la o distanță de cam 50 de metri de secție de votare, s-a oprit un microbus din care au coborât vreo 15 alegători. Au fost raportate și 4 cazuri de încălcare a măsurilor de protecție anti-COVID în secțiile de votare din raionul Florești. Nu se poartă echipamentele corespunzătoare care sunt stabilite prin hotărâre, instrucțiunile, cer scuze, Comisiei Electorale Centrale, fie nu se efectuează termometrie. De asemenea, în alte 7 situații, filmarea procesului electoral fie nu a fost efectuat deloc, fie a fost defectuos. Într-o altă secție a fost tăiat curentul, iar într-un proces verbal a fost indicat incorrect numărul de cabine de vot, 3 în loc de 2. Asociația Promolex are peste 600 de observatori statici. Mobilizare în diasporă. În primele ore ale dimineții, sute de oameni au format cozi în fața secțiilor pentru a-și exercita dreptul la vot. Este un rând foarte mare, neașteptat. Sunt câteva mii de persoane și e posibil să crească și mai mult. Acum ajungem la intrarea în hotel, dar sunt și pe scări sus. Sunt orele 7:15 minute și suntem foarte bucuroși, fiindcă este foarte multă lume la ora 7 care a venit deja să voteze. Repet, ora 7:15 minute deja secția s-a format așa o coadă. Așa, suntem consulatul Republicii Moldova în Milano. Și într-o secție din Germania s-a format cozi de dimineață. Din fotografiile trimise pentru TV8 se văd o mulțime de oameni care au venit să-și exercite dreptul la vot. Unii și-au luat cu ei și drapelul țării. Cozi s-a format și la o secție din Franța, unde zeci de conaționali își așteaptă rândul ca să poată vota. Pentru moldovenii din străinătate au fost deschise 139 de secții de vot, cele mai multe fiind în Italia, Rusia și România. La înregistrarea prealabilă s-au înscris peste 60.000 de moldoveni, un număr record. Aceștia pot vota și cu pașaportul moldovenesc expirat. Yeah.
Toți cei peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați astăzi la secțiile de votare din țară pentru a-și alege președintele. Astfel, prin vot universal, direct, secret și liber exprimat, va fi ales șeful statului pentru următorii 4 ani. Conform legislației electorale, alegătorii pot vota în localitățile unde și-au viza de reședință și sunt obligați să respecte măsurile anticovid. Înainte de a ieși din casă, asigurați-vă că ați luat cu dumneavoastră o mască de protecție, dar și pixul propriu cu care veți semna în lista electorală. Ajungând la secția de votare, îmbrăcați masca corect, acoperind atât nasul cât și gura și respectați distanța socială de cel puțin 1,5 metri. Este obligatoriu să dezinfectezi mâinile și acceptă să-ți fie verificată temperatura corpului. De asemenea, este important să aveți cu dumneavoastră actele care vă confirmă identitatea. Alegătorii din străinătate pot vota cu pașaportul valabil sau chiar și expirat, cu buletinul de identitate sau livretul de marinar, iar cetățenii din țară pot vota doar în baza 2 acte. Aveți drept de vot dacă sunteți cetățean al Republicii Moldova, iar în ziua alegerilor aveți 18 ani împliniți. Astfel că de la ora 7 și până la 21:00 puteți să vă apropiați fie cu buletinul de identitate, dar neapărat să nu uitați și fișa de însoțire, fie cu legitimația militară pe care le veți prezenta operatorului din secția de votare. După ce intrați în secție, trebuie să urmați câțiva pași simpli pentru a primi buletinul de vot. Acesta va fi tipărit pe hârtie opacă de culoare gri. După aplicarea ștampilei cu mențiunea alegeri 1 noiembrie 2020, vei primi buletinul de vot împreună cu actul de identitate. Intră singur în cabina de vot și aplică ștampila votat în interiorul cercului din dreptul candidatului ales. A rămas doar să pliați buletinul de vot și să-l introduceți în urnă. Dacă din motive temeinice, cum ar fi boala sau simptome de COVID-19, nu puteți veni la secția de vot, atunci astăzi, până la ora 15, puteți solicita să votați la domiciliu. Pentru aceasta, trebuie să scrieți o cerere și să prezentați certificatul medical. Membrii biroului electoral se vor deplasa la dumneavoastră acasă cu o urnă de vot mobilă. Dacă totuși nu reușiți să o faceți, puteți veni la secția de vot, însă veți vota la o cabină de vot situată aparte de celelalte. Conform datelor CEC, în Registrul de Stat a Alegătorilor figurează peste 3.287.000 de cetățeni cu drept de vot.